Bună ziua! Vă mulțumesc foarte mult pentru prezența dumneavoastră aici. Obiectul conferinței de presă, tema conferinței de presă de astăzi, se referă la rezerva de apă a municipiului Bacău, respectiv la finalizarea procedurii de achiziție publică cu privire la contractul de execuție a sistemului de rezervă de apă. Vă pot anunța că s-a încheiat, anunț oficial, că procedura de licitație privind executarea lucrărilor s-a încheiat. Această etapă a stabilit un clasament final. Vă pot spune că a fost desemnat de către Comisia de Licitație, care a avut în componență atât angajații ai municipalității, angajații ai companiei de apă, precum și consultanță tehnică. Deci n-a fost doar o comisie din partea municipalității, cu angajați doar ai municipalității. Și după o analiză care a durat mai mult decât ne-am fi așteptat, deoarece s-a parcurs foarte în detaliu fiecare etapă, fiecare proiect, fiecare prezentare tehnică, fiecare prezentare financiară economică. După o serie de clarificări, s-a desemnat de către comisie acest câștigător. După cum știți, vă anunțasem încă de acum 2 sau 3 săptămâni că trebuia să se finalizeze procedura de achiziție publică. Ea a durat datorită acestor clarificări care au fost solicitate de mai multe ori. Pot să vă anunț că în momentul de față câștigătorul acestei proceduri este asocierea de firme Brampis, Mapamond, Marste și Damiena SRL. Deci discutăm aici de un consorțiu de 4 firme. Drumul pe care l-am parcurs până în momentul de față, și aici este un element pe care vreau să-l punctez foarte, foarte clar și foarte bine, nu a existat niciun fel de discuție cu privire la acest sistem de rezervă de apă până în august 2016, când am pus această problemă pe masa fostului director al companiei de apă. Este un proiect care a început de la zero, nu exista niciun fel de document, nu exista niciun fel de proiect sau plan pe care să-l aibă primăria municipiului Bacău sau compania de apă, erau doar opinii din partea specialiștilor, din partea companiei de apă, erau opinii care ar trebui într-un fel sau ar trebui în alt fel. Și vă spun că cei care afirmă că au lăsat în primărie vreun proiect, în cel mai elegant mod cu putință, vă spun că este o fantezie. Nu exista absolut nimic. În februarie 2017 am prezentat această idee de proiect, primele studii tehnice, primele schițe tehnice vicepremierului de atunci, Sevil Jaidec. După aceea ne-am apucat de făcut efectiv proiectul, a urmat procedura de achiziție publică în care firma a făcut primul proiect, s-a făcut daliu acestei investiții. Și reiterez, pe data de 27.12.2017 s-a semnat contractul cu Guvernul României privind finanțarea acestui proiect. Ce înseamnă asta? În mod foarte clar, proiectul a fost luat de către Guvern, făcut de noi, verificat de către Guvern, Guvernul l-a considerat finanțabil și eligibil. Pe 27 decembrie 2017 a fost semnat contractul. După aceea a urmat în anul 2018 discuția bugetară și s-a început încă din luna februarie, s-a început toate procedurile cu privire la această licitație. Vă pot spune că este un proiect care, dacă nu vor urma, și aici fac această mențiune, și nu o să mă vedeți că mă lansez foarte mult în considerații cu privire la o firmă sau la alta,
deoarece procedura efectivă nu s-a încheiat, pot exista contestații și nu vreau sub nicio formă să fiu acuzat că viciez într-un fel sau altul această procedură de achiziție publică. Este o procedură care, dacă înseamnă contestații, înseamnă posibilitatea de a se ajunge în Consiliu, în CNSC, dar și la în fața instanței de judecată și acolo pot fi aduse suficient de multe argumente, inclusiv de acest tip, că m-am lansat eu în diverse opinii sau divagații, pentru care n-am să fac foarte multe considerații cu privire la decât în principiu de natură tehnică și doar să prezint o serie de realități cu privire la cei care au câștigat. Dacă nu vor exista, și aici luăm ipoteza în care nu vor exista contestații, înseamnă o semnare a contractului pe data de 22 august și, practic, din acel moment, firma care va câștiga să înceapă efectiv derularea proiectului, un proiect care va dura 15 luni, perioadă de proiectare 2 luni și restul execuție efectivă a proiectului. S-au făcut tot felul de comentarii. Ba că nu sunt bani pentru rezervă, ba că nu există proiectul. Vă spun că adversarii mei politici, PNL-ul, din punctul meu de vedere, au ajuns la un grad de ipocrizie care depășește cu mult granița normalității politice. Deci în momentul în care dumnealor nu au lăsat niciun document, niciun fel de propunere, niciun fel de angajament bugetar, dumnealor vin și dau păreri, sunt niște părerologi, prin gura diversi ingineri, dar foști politicieni și foști viceprimari, încep să exprime opinii ce ar fi trebuit să facă, ce ar fi trebuit să nu să facă, ce ar fi trebuit să facă Necula, ce ar fi trebuit să nu facă Necula. Întrebarea simplă care se naște, dumnealor, dar ați condus 12 ani, avarii au fost pe vremea dumneavoastră suficiente, nu înțeleg de ce nu ați făcut măcar un proiect, măcar o foaie de hârtie. Dar asta e. Asta e, se pare că asta este modalitatea prin care cei care nu au avut până acum niciun fel de proiect și niciun fel de plan își justifică rațiunea de existență politică. Din punct de vedere tehnic, ce înseamnă această rezervă? Discutăm de o lungime totală de 8.900 metri liniari, deci aproape 9 km, 7 tronsoane de conductă pe 4 fire și 3 stații de pompare. Stații care vor fi în Ghirești, Mărginen 2 și pe strada Vasile Pârvan, spre deosebire de sistemul de aducțiune principal, care are pe toată lungimea de 65 de kilometri doar 3 vane de golire, și ăsta este unul dintre motivele pentru care durează atât de mult umplerea, scurgerea, acest sistem va avea un număr de 14 cămine de vală de golire și aerisire. 14 pe 9 kilometri, gândiți-vă la 65 de kilometri, sunt numai 3. Deci aici putem să începem să facem o diferență. Instalații de demanganizare, stații de clorinare, instalații electrice, hidraulice, rezervoare de capacitate de 25 de metri cubi. Pe de altă parte, ea se va fundamenta pe 100 de puțuri de pompare. Aici o să vreau să vă prezint dumneavoastră, ați auzit în spațiu public după ultima avarie, iarăși au răsărit părerologii și au început să prezinte ce ar fi făcut dumnealor cu puțurile, care sunt puțurile, cum trebuie, cum nu trebuie. Haideți să vă prezint foarte concret și povestea acestor puțuri pentru a termina odată aceste baliverne în care cunoscătorii în rezervă de apă își dau cu părerea. De-aia vreau să facem un pic de remember. Pentru că știți, suntem în două, trăim o paradigmă în care ne plângem că avem ghinion sau nu știu ce forță divină ne bate sau nu ne bate. Nu. Oameni buni, dacă faci prost o conductă, ia crapă.
Dacă, să vă dau un alt exemplu, dacă ai inundații în 2005, ai inundații în 2008 și tu, sistemul de gospodărire, sau nu, apele române, nu faci niciun fel de amenajare, cu certitudine apa va veni din nou și va intra în oraș sau se va revărsa peste mal. Acum, făcând paralela cu ce s-a întâmplat cu aceste puțuri. În 2012, compania de apă a concediat 100 de persoane. Practic, a concediat firma de pază, sau paza pe care o aveau, nu firma de pază, paza pe care o aveau compania de apă. Această pază cu preponderență acționa la nivelul celor 140 de puțuri. Fronturi de captare în Hemeiuș, Mărgineni, Gherești. Începând cu anul 2005, aceste puțuri au fost lăsate efectiv de izbeliște. Astăzi... Da, din 2005 au început să fie lăsate din ce în ce mai... fără niciun fel de utilizare, da? Sau cât mai lejer. 2012 s-a considerat că nu ne mai trebuie sub nicio formă, niciun fel de pază, deși e infrastructură critică. Vreau să reținem acest aspect. Când discutăm de apă, discutăm de infrastructură critică care se încadrează în alte prevederi, să zic, din punct de vedere al legislației. În anul 2001-2002 au fost forate aceste 140 de puțuri din sistemele de captare care v-am Ghereiești, Hemeiuș, Mărgine. Deci 2001-2002. Din 2005 au început să fie lăsate spre neutilizare și astăzi, în momentul de față, mai funcționează și sunt utilizate 50 de puțuri. Aceste puțuri merg în sistemul de aducțiune principal al municipiului Bacău. Deci funcționează în continuare și au utilitate, nu sunt lăsate. Da? Proiectul de rezervă, deci sistemului de rezervă, necesită 100 de puțuri, nu 50. Deci nu putem veni peste noapte să spunem că dăm drumul la niște butoane și acționăm noi nu știu care puțuri pe care le știam noi. Nu. 140 de puțuri, 50 funcționale. Restul început să se lase de izbeliște din anul 2005. Deci am datele concrete, de atunci au mai început să nu mai fie păzite și au început să nu mai fie utilizate. De ce s-a ajuns ca în momentul de față să utilizăm numai 50? Putem să-l întrebăm pe domnul fost viceprimar Stoican, care vine cu marea soluție, pe care, iarăși repet, nu înțeleg ce l-a împiedicat să o pună în aplicare. Am auzit niște povești că ar fi fost, că ei s-au gândit. Nu exista niciun fel de idee, nu exista niciun fel de poveste, nu exista nimic. Repet, în administrație, și cred eu că și în politică totuși ar trebui să fie la fel, în momentul în care spui că ai făcut ceva, trebuie să și probezi cu ceva. Să prezinți o hârtie, ceva. Am făcut cândva, nu știu ce, sau ne-am gândit să facem și uite, am pus pe hârtie. Nu exista nimic. Iar povestea acestor puțuri că ne apucăm noi acum și le utilizăm mai tare, luați în calcul numai 50 din 140 mai sunt funcționale. Restul sunt colmatat și manganizat. Nu putem veni mâine sau poimine sau în două luni să ne apucăm să le facem. Acolo trebuie aceste stații de demanganizare, de clorinare, care sunt parte a acestei rezerve de apă. Întâmplarea face că în 2015, și repet, acel articol care din punctul meu de vedere este faimos, acea declarație făcută în ziarul de Bacău a domnului Apostol, că avem sistemul de aducțiune cu apă care este greșit proiectat și greșit executat, evident reprezintă pentru mine o piatră de încercare la probatoriu care îl voi depune pe masa organelor de cercetare penală, dar pe de altă parte reprezintă și o întrebare care nu am cum să nu mi-o pun. În anul 2015, poate greșesc, dar cred că era domnul Stoican, era viceprimar. Oricum era consilier local.
Nu l-am piedecat, vă rog să mă credeți, absolut nimica. Dumnealor atunci aveau majoritate de plină. Nu existau, erau oameni care erau antrenați și trăinuiți în primăria respectivă de dumnealor. Nu îi împiedeca absolut nimic. Dar acea avarie din 2015 a reprezentat, de fapt, un moment de cotitură, pentru că s-au prezentat public de către compania de apă sau prin intermediul președintelui Consiliului de Administrație de atunci, de fapt, deficiențele acestui sistem de alimentare cu apă de la Valea Uzului. Așa cum a fost el gândit și cum a fost el proiectat. Acum, întorcându-mă la ceea ce v-am zis la conferințele de presă anterioare, chiar din timpul crizei apei, că voi face această sesizare de natură penală, evident mă țin de cuvânt și voi merge până la capăt. Nu dau cu nimic înapoi. Dar pentru a avea un probatoriu și mai bun, am solicitat companiei de apă să înceapă o expertiză, natură tehnică. Suntem în interiorul termenului de 30 de zile privind livrarea expertizei, care are ca obiectiv analizarea proiectului, analizarea modului în care a fost pus în operă și executat, analiza intervenției la avarie făcută de către o companie de apă. Astea sunt obiectivele expertizei și, evident, coroporat cu rezultatele acesteia și cu afirmațiile domnului Apostol de la momentul respectiv. Și afirmațiile și discuțiile pe care le-am avut atât cu conducerea tehnică pe care are această companie, eu zic că sunt suficiente semne de întrebare cu privire la sistemul de alimentare principal. Nu am vreo temere în a scrie, a pune pe hârtie aceste lucruri. Nu sunt la prima, din păcate, nu sunt la prima ispravă de genul ăsta. Vreau să luați în calcul că la Termo Energy sunt plângeri penale de aproape 2 ani de zile. La groapa de deșeuri, la fel. Pentru că toate sunt niște subiecte care au un iz penal cert. Și izul ăsta penal nu mă interesează pe mine să găsesc neapărat vinovații. E treaba organelor de cercetare penală. Dar discutăm aici și de descălcirea acestora. În care trebuie să ne vină cineva care să ne tragă o linie. Să spună, dom'le, e greșit, s-au făcut greșeli, hai ca să avem noi posibilitatea să mergem înainte. Am vrut să vă prezint această paralelă a principiului de funcționare, adică 9 km de conductă, 16 vane, 60 de km de conductă, 3 vane. E foarte important acest aspect de natură tehnică. Pe de altă parte, vreau să fac o serie de considerații, nu cu iz politic, sub nicio formă, dar vreau să vă prezint o serie de aspecte legate de cel care a fost în momentul de față desemnat câștigător al acestei proceduri de licitație publică. Aspecte care există și pe care trebuie să le luăm în calcul. Repet, nu fac considerații de natură politică, nici nu vreau să influențez pe cineva. Vreau să vă prezint faptul că, în primul rând, ca primar, nu știu, poate așa era într-o altă etapă, dar acum cu certitudine nu mai e așa, tu nu poți să te duci într-o comisie de licitație să spui, hai ăla, hai celălalt, hai să câștige X, hai să câștige Y sau să nu câștige Z. Așa ceva eu nu pot să fac, nu mi-asum să fac acest lucru și nu e legal să faci acest lucru. Repet, comisia nu a fost compusă doar din angajații ai primăriei Bacău, ai municipalității. Au fost și angajați ai Crabului, au fost și experți independenți și s-a lucrat în această perioadă de timp efectiv pentru a avea un sistem cât mai bun și niște câștigători care merită. Dar de aici încolo s-a desemnat un câștigător, oricine este liber să facă contestații, n-am să fac iarăși, repet, considerații de natură politică, dacă cineva consideră că trebuie contestat să o facă, nu putem să discutăm, nu fac contestații să nu blocheze investiții. Asta e. Este evident că interesul nostru al orașului este să avem cât mai repede un constructor.
Dar asta nu înseamnă că trecem peste absolut orice principiu. Interesul meu ca primar este să livrez cât mai repede această conductă. Câștigătorul desemnat de Primăria Municipiului Bacău sau liderul asocierii, pentru că este o asociere de 4 firme. Liderul asocierii, v-am spus, este Brampis. N-aș putea spune că e neapărat un prieten al municipalității, cel puțin de când am ajuns eu primar. Vreau să vă fac așa un review, iarăși trebuie să fac un recurs la istorie, pentru că dacă nu ne înțelegem istoria, va trebui să o trăim ciclic de fiecare dată până o învățăm. Au trecut, de în momentul în care societatea comercială care a câștigat actualul sistem de rezervă, au trecut de la momentul în care au început proiectul de termie, au trecut, eu sunt al patrulea primar. Romeo Stavarache, Vasile Pescaru, Tescaru, cer scuze, Ilie Bârzu, Cosmin Nicola. Toți au constatat aceleași deficiențe cu privire la funcționarea acestei firme. Din păcate, singurul care a aplicat corecții financiare și măsuri coercitive legale am fost eu. Cuantumul amenzilor pe șantiere aplicate de către poliția locală este de peste 20.000 de lei, iar valoarea penalităților pe care le-am impus, pe care le-am solicitat acestei firme cu privire la proiectul de termin, este vorba de, discutăm de o valoare totală de 4,3 milioane lei pe diverse etape de lucrări. Pentru că eu am considerat că lucrările au anumite deficiențe, ba de timp, ba de execuție, ba sub o altă formă. În momentul de față, deja am câștigat în prima instanță primele penalități de 230.000 de lei împotriva acestei firme. Aici este discuția în care ne aflăm. Paradoxul, aici e un paradox, din ce știu, în acte nu figurează domnul Găin. Nu? Nu mai figurează. Sau nu mai figurează. I-am cerut demisia domnului Găină în anul 2016, în august, pe motiv că nu a venit în Consiliul Local sau nu a făcut niciun demers să facă un sistem de rezervă de apă. Ăsta a fost motivul. Suntem în situația în care firma în care dumnealui a fost acționar câștigă sistemul de rezervă de apă. Este paradoxul pe care îl trăim. Dar, repet, fac aceste considerații nu din punct de vedere politic, nu din punct de vedere social, am vrut să vă prezint realități. Această firmă a fost penalizată de către municipalitate cu amenzi. Am câștigat deja în prima instanță de judecată 230.000 de lei din cuantumul total de 4,3. Celelalte se judecă în continuare, nu că instanța de judecată ne-a dat din 4,3 milioane de lei doar 200. Nu. Sunt acțiuni separate. Deja în prima instanță le-am câștigat. Pot să vă spun că, indiferent care va fi câștigătorul final, desemnat final, în urma contestațiilor sau dacă nu vor fi contestații pe 22 august la semnarea contractului, nu discut acum că va avea o viață grea cu mine. Nu în termenii aceștia spun. Dar vă garantez, nu că voi monitoriza, știți, e fraza aia, voi monitoriza personal, nu. Va fi cu mult mai mult decât atât, pentru că problema pe care o avem, discutăm până la urmă de esența vieții în acest oraș. Nu discutăm de altceva. Discutăm de apă. Și vă rog și pe dumneavoastră, cei din mass media, de foarte multe ori ați demonstrat că aveți surse mai bune decât politicienii, chiar decât municipalitatea, sau decât structurile administrative. Haideți să fie o, și vă rog, o fac un apel într-un fel sau altul public către dumneavoastră, în momentul în care sezizați ceva, aflați ceva, vă rog frumos să ne spuneți pentru a putea lua măsurile din timp. Nu vreau să ne trezim într-o situație în care suntem în momentul de față cu sistemul de aducțiune principală.
Adică un sistem care, conform spuselor domnului apostol, este prost proiectat și prost executat. Da. Domnul apostol a venit și a aprobat concret aceste lucruri sau nu mai a făcut și o vorbire din asta? Păi, eu vă dau proba acestor fapte, una dintre probele acestor fapte, care le invocă și dumnealui. Existența doar a trei vane pe traseu a 60 de kilometri, peste 60 de kilometri de conduct. Asta e o probă foarte simplă. Este evident că domnul apostol, la momentul în care a avut loc avaria din 2015, cum am constatat și noi în anul 2018, a descoperit probabil în pământ, la momentul în care săpau, aceleași tip de deficiențe cum le-am descoperit și noi. Deci a trebuit să vină o avarie ca să se constate aceste lucruri. Domnul apostol a spus că în momentul în care au avarie, dar da. Nu a fost și înainte. Nu. Da, aici știți cum e. Va fi treaba domnului apostol să le explice și mai concret decât a făcut-o dumneavoastră ziariștilor, să ne explice și mai concret la ce se referea atunci, pentru că sigur are o serie de elemente și date. Exact cum am avut pozele și pe care le-ați avut și dumneavoastră a unei conducte, unui sistem de aducțiune cu apă care are un fi de 1000, deci o dimensiune de 1 metru și deodată pleacă 800, fără o explicație logică. Un anumit tip de îmbinări, de flanșe, care nu trebuiau să fie acolo. Probabil că și dumneavoastră a constatat o serie de elemente de genul ăsta. Da, aștept întrebările dumneavoastră, practic. Se poate face public comisia de licitație pe care a dat efectul la această. În principiu, domnul Pop, nu știu dacă sunt date cu caracter personal. O să verific. Dacă sunt date cu caracter sau sunt considerate date cu caracter personal, nu o să vi le putem da, dar nu cred că sunt. Să vedem în cine a ales firma Prantis, care are o întreagă istorie în spate, nu mai cu primăria Bacău, ci cu alte. Are cu multe alte. Pe de altă parte, vă spun ceva. Așa cum este gândit sistemul de licitații publice din România, dacă în documente văd că stai beton, în hârtii. Da. Poftim? Nu ne-a dat clasamentul și cifre și oferte cât au cerut fiecare. Vi le pun la dispoziție pe mail absolut întregul clasament. Locul 1 Brampis, asocierea de Brampis. Locul 2, dacă nu mă înșel, este Iridex. Iridex București. Iridex București. Nu. Phoenix Transbac, dacă nu mă înșel, este cu hidroconstrucția. Locul 4, Conex Trust, dacă nu mă înșel, și locul 5. Phoenix Transbac. Sau, e posibil să fac o serie de confuzii, dar vă trimit pe mail, imediat acum la finalul, este o deficiență a mea și vă rog să mă scuzați, trebuia să am hârtia lângă mine. Vă trimit exact și punctajul. Penultimul loc. O să vă trimit exact hârtia cu punctajul. Punctajul la fiecare etapă de analiză, pentru că a fost o etapă financiară și după aia o etapă tehnică, vă voi trimite exact hârtia cu clasamentul final. Ce pot să vă spun încă de pe acum? Sunt diferențe ca punctaj. Sunt diferențe mici, deci nu sunt niște diferențe extraordinare chiar între primul și ultimul. Vă prezint exact. Câte am înțeles că iau mătricul acolo de conectare. Care e, mă rog, nu că e așa complexă, că nu e explicat, dar el a zis că nu știu cum e. A zis că el era pregătit și așa crede că ar trebui câștigătorul licitației să lucreze inclusiv să învăța și cu mine, că altfel nu e posibil să se termine în termenul depus prin care trebuie să arăt. Dacă Brampis va fi câștigătorul final al acestei proceduri, aici nu e vorba că își asumă sau nu își asumă. E vorba că trebuie să facă. Deci nu, iar a nu te ține, eu repet, a nu te ține de un contract,
Și spun, acum totul a fost luat așa, într-o chestiune foarte simplistă, n-a făcut contractul, cerem niște despăgubiri, cerem nu știu ce. Nu, din punctul meu de vedere înseamnă și înșelăciune. Că tu m-ai înșelat pe mine când mi-ai zis că tu faci în termenul ăsta, faci cu parametrii aceștia, cu acest tip de materiale, cu aceste firme. A nu face treaba asta, mai ales în, cu privire la acest proiect vital pentru acest oraș, înseamnă cu mult mai mult decât o simplă chestiune civilă sau comercială. Da, da. Nu e puțin de paradoxal că acești membri din primărie au ales o firmă care dumneavoastră vă judecați? Este evident paradoxal. Dar pot să vă spun în felul următor. Atâta timp cât legea nu ți interzice acest lucru, nefiind o hotărâre definitivă a instanței, din ceea ce, din ceea ce mi-au spus o parte dintre specialiștii care au lucrat acolo, au fost anumite inconveniente pe care le-am avut din punct de vedere legal. Nu exista o hotărâre definitivă a instanței de judecată. E o hotărâre în prima instanță. Mai multe detalii despre amplasarea locului rezervorului principal, aceste rezerve de apă. Deci, sunt fronturile de la Ghereiești, Mărgineni, Hemeiuș. E un sistem de gospodărire acolo, așa se cheamă tehnic, un sistem de gospodărire cu stații de clorinare, de manganizare și un rezervor de 25 de metri cub, dacă nu mă înșel. Pleacă apa, sisteme de pompare, pleacă în rezervorul principal de la Barați. De acolo coboară prin accelerație gravitațională. Dar vă pot trimite pe mail inclusiv schița tehnică, dacă o considerați necesară. Oricum, nivelul de cădere este ajută foarte mult. Interesant este să vedem la ce nivel în Barați, adică ar fi diferența de nivel între acel rezervor și până la beneficiarul de apă. Nu știu dacă, bun, ne interesează tehnic, dar interesează pe ingineri, pentru că dumneavoastră trebuie să furnizeze apă către populație și în cheia asta a fost proiectat. De aceea probabil și pompele și au rolul lor foarte important. Da, da, da. Vor compensa această diferență. Domnul Popescu, vă spun foarte sincer, eu din păcate n-am libertatea unui politician de expresie. Libertatea de expresie a unui politician. Eu în momentul de față sunt primarul orașului, primăria, de structura aflată în subordinea mea, implicată într-o procedură publică. Orice interpretare optimistă sau pesimistă poate fi catalogată într-un fel sau altul la momentul în care se judecă potențiale contestații într-o cheie care nu mi-aș dori să fiu implicat. Și atunci nu pot exprima opinii cu privire la câștigător sau potențialul câștigător final. Dar n-am cum să nu vă prezint dumneavoastră public și tuturor faptul că o firmă are procese pierdute cu primăria Bacău, că am solicitat penalități, că le-am dat amenzi. Și repet, sunt primul primar care a făcut, deși au trecut cel puțin trei peste dumnealor, de când lucrau cu municipalitatea. Dar eu, din păcate, până la momentul finalizării acestei proceduri, eu nu am libertatea unui politician de a mă exprima liber. Vă repet ceea ce v-am zis. O să verific dacă sunt informații de natură personală. După cum știți, suntem
ținuți de această componentă a informațiilor de natură personală. Legislația, începând de anul acesta, s-a înăsprit și mai mult prin deciziile Uniunii Europene și nu poți comunica date cu caracter, date, elemente cu caracter personal. Voi verifica dacă sunt date cu caracter personal sau nu și dacă nu sunt, vă pun la dispoziție fără niciun fel de problemă. Ea va furniza în mod constant în timpul unei avarii. Asta este și va asigura peste 70% din necesar. Bine, nu vă spun că acest sistem nu funcționează doar atunci. El va fi înglobat în întregul sistem, practic va elimina și turbiditatea, va fi un alt sistem de recirculare. În timpul avarii am auzit tot felul de povești, apropo de să luăm apa din Măgura sau să luăm apa de la Letea Veche. De exemplu, dacă s-ar alimenta cu sistemul de aducțiune de la Letea Veche, cartierul Șerbănești, ar fi necesar de sub 10% al acelui cartier. Adică... Dar totuși discutăm aici ceea ce facem noi acum, facem un sistem de rezervă. Nu pot să-mi permit să vă zic așa ceva, nu pot. V-am zis, eu nu am libertatea de expresie a unui politician în momentul de față, a unui decident politic, pentru că eu în momentul de față sunt un administrator al orașului care este implicat, orașul fiind implicat într-o procedură de achiziție publică. Și nu vreau să fie invocat eventual, într-o eventuală contestație prin instanță să spună că da, dar uitați primarul ce ne spunea. Uitați ce ne zicea, uitați cum influența opinia publică și atunci strămutăm procesul și multe alte asemenea teorii. Și de-aia evit să mă exprim public. În 5 zile de la momentul comunicării. Aici poftim? Da. Dacă cineva vrea să interpreteze într-o cheie politică aceste lucruri, administrativă, eu nu am ce să-mi reproșez în momentul de față. Eu nu pot să influențez o comisie de oameni aflată în licitație, într-o procedură de achiziție publică, să mă apuc să trag de cot, de cap, de păr, de mână, semnează sau nu semnează dincolo. Sunt oameni care au experiență, au fost desemnați pentru că aveau experiență în tot ceea ce înseamnă sistemele astea, oameni care au lucrat și cu Guvernul României în momentul în care au prezentat acest proiect. Da? Dar comisia din partea primăriei nu s-a validat-o, știu cine se duce? Se dă prin dispoziție de primar. Deci nu s-a trimis o... Da. Dar, repet, domnul Pop, n-aveam pe alții de unde să iau. Spre deosebire de multe alte proceduri publice, de data asta am avut și expert extern, adică parte de expertiză externă, am avut și specialiști ai companiei de apă, adică n-a fost o comisie de asta in-house, ceva strâns în primărie care știm numai noi și dăm drum. Nu, au fost cooptați mai mulți. Să uite cât mai mult și cât mai bine. Nu vreau să-mi dau cu părerea, o să vedem dacă vor fi sau nu vor fi contestații. Nu vreau să-mi dau cu părerea, dar eu sunt convins că fiecare răspunde pentru faptele sale. Domnul Pop, treaba mea era așa, să fac rost de proiect, să fac un proiect, să fac rost de bani, am făcut proiect, am făcut bani, să se facă o licitație publică deschisă, s-a făcut, aici încolo nu mai am ce face. Când se desemnează câștigătorul, iarăși îmi reintru în, să zic, în
atribuții și pot să-l verific în continuu până îi dă sângele pe nas, ca să folosesc o metaforă. Și o să o fac. Indiferent cum îl va chema pe ăla. Eu partipriuri cu constructorii nu am. Din acest punct de vedere, nu mă interesează. Și, repet, domnul Pop, uitați-vă la care au fost acțiunile mele de când sunt primar cu privire la această firmă și luați în calcul că niciunii până atunci n-au făcut nimic, au zis că firma e ok, și realitățile pe care le trăim aici. N-aș vrea să spun nici că e îndoielnic, nici că nu e îndoielnic. Nu pot să mai exprim în momentul de față. Dar trece și etapa de contestații, dacă vor fi contestații. În momentul în care se va semna contractul, o vom face într-un mod public, în fața dumneavoastră, cu asumări clare, concrete, atunci pot să fiu și eu politician. Și vă mai spun ceva. Viață grea cu mine vor avea toți prostatorii de servicii pentru municipalitate. La, de exemplu, cu Soma, e doar începutul, dacă dumnealor nu înțeleg. Dar dacă merg în ritmul ăsta, se îndreaptă inexorabil spre un rezultat în care dumnealor nu vor mai fi prestatori pentru municipiul Bacău. Și asta nu se va întâmpla așa cu strângeri de mână. Se va întâmpla cu plângeri, cu mulți bani de dat înapoi orașului și cu multe alte chestiuni. Nu vreau să mă prezint, nu să mă antepronunț într-un fel sau altul, nu vreau să sune amenințare, dar să știți că asta se va întâmpla. Iar eu mi-am strâns probatoriu. Am suficiente probe, nu doar din lunile astea care dumnealor sancționați. Aștept să văd Garda de Mediu ce face, văd și celelalte instituții ale statului. Și apropo de contractul cu Soma, aștept odată finalizarea procedurilor de la ADIS. Să avem odată un... Deci de acum... A fost predat proiectul, săptămâna viitoare se finalizează analiza proiectului, deci s-a predat nou proiect al insulei, proiectul refăcut, se finalizează săptămâna viitoare. Finalizarea analizei... Vedem. Dar vă rog să-mi permite să vă prezint într-o conferință de presă următoare. Avem mai multe variante, exact pentru a grăbi procesul. E posibil. Atâta timp cât legea ne permite și în forma legală în care ne permite, sigur. Da. De ce nu? Vineri acum se predă proiectul final, mâine, adică, și vă rog, eu sper luna asta să vin iarăși într-o conferință de presă în care să vă prezint care este soluția pe care o avem. Proiectul final pentru care am angajat arhitecți de către municipalitate. Să știți că n-am stat pe niciun capitol, n-am stat cu mâinile. Sunt, în păcate, unele au fost, știți, când începe ceva prost, e greu să descâlcești. Sau când începe așa pe genunchi. Sperăm că în cazul acestei rezerve de apă să se aleagă foarte clar apele. Am certitudinea faptului că proiectul este bun, așa cum l-am făcut noi. Dacă nu era bun, Guvernul României nu-l valida. Și vă rog să mă credeți că Guvernul României a fost foarte drastic cu toate proiectele pe care le-a primit spre finanțare. Proiectul este bun, vreau să se aleagă apele, să vedem concret dacă va fi acest constructor sau, dacă vor fi contestații, va fi altcineva care va fi desemnat câștigător. Vă rog. Ce bani primiți la rectificarea bugetară, că am înțeles că s-a supărat prima de fapt să poftim? S-a supărat lucrul la București, că o să primească Bacău, face un spană la rectificare. Da, nu știam treaba asta. Nu vă ascund faptul că privesc cu foarte multă îngrijorare, nu cu îngrijorare, ci cu foarte mult interes această rectificare bugetară.
Încă n-am toate elementele concrete, așteptăm hotărârea de guvern care, din ce informații le avem, va fi pe data de 14 și privesc cu foarte multă speranță. Până acum, Guvernul României s-a ținut de cuvânt față de municipiul Bacău. Dacă este să iau anul trecut, sunt fost alocări financiare, 26 de milioane de lei pentru rezerva de apă, 15 milioane de lei pentru termie, 4 milioane de lei, dacă nu mă înșel, pentru o serie de investiții pe care le facem noi la termoenergie, acele bypass-uri de care v-am spus. Adică sper că și acest guvern, și nu văd motive pentru care nu ar face-o, să se țină de cuvânt. Pe componenta de cheltuieli materiale. Cheltuieli materiale însemnând, ca să vă dau un exemplu de ceea ce înseamnă cheltuieli materiale pentru noi, drumuri. Vă rog. În momentul de față e pornită procedura de achiziție publică, de pe data de 27 am semnat referatele. Avem identificată, după hotărârea de Consiliul Local, avem sursa bugetară. Sperăm să avem un constructor bun și de calitate. Este un proiect care va costa 5 milioane de lei fără TVA. Dar acolo, să înțeleg, compania de apă și-a terminat treaba, era o problemă. Se pare că da, dar problemele rezidă încă de la cum e construită strada. Deci strada e supraînălțată, curțile sunt în pantă. Deci acolo trebuie făcute tot, de aia și costă atât de mult. Se face cu sistem de geogrilă, cu o lucrare nu complicată, dar o lucrare mai complexă față de simpla turnare a covorului asfaltic. Se dau pante, se desfundă gaigere, se montează unele, se demontează altele. S-a văzut că s-a întrebat oare care treabă la geratorul din Șerbănești. Da, da. A început devierea rețelelor. Deci la giratorul de la Șerbănești s-au început lucrările de circa 2 săptămâni, dacă nu mă înșel, chiar 3 săptămâni. Prima etapă a acestor lucrări este devierea rețelelor. De asemenea și la Parcul Catedralei, de exemplu, s-au început lucrările. Prima dată etapa de curățire și amenajare, să zic, a locului până când începe efectiv șantierul. Pentru ce ne mai trebuie bani, vreau să facem acele 4 creșe și grădinițe, în care 2 deja le avem aprobate în Consiliul Local și pentru care au început deja caietele de sarcini pentru licitație. Pentru termie ne trebuie și iarăși ce înseamnă cheltuieli materiale, discutăm de aici de minimum de 15 milioane de lei. Privesc cu foarte mare interes pe Guvernul României, cu îngrijorare, dar cu speranță că, așa cum s-au ținut de cuvânt până acum, nu văd ce motiv ar avea să nu se țină de această dată. Nu. Nu. Am putea să-i avem, dar însemna să tăiem din investiții. Ori eu nu vreau acest lucru. Tăiem investiții ca să plătim datorii la gaze? Știți că tot se vorbește de acela al doilea pot pe servicii. Da. Dar ei sunt în stadiu oarecare? Discutăm în momentul de față de componenta de proiectare. Deci discutăm de componenta de proiectare. S-au făcut așa niște devize generale și dacă este să facem o mică paralelă, un pot peste Bistrița e cam cât ne costă pe noi termoenergie pe an. Și undeva la între 45 și 60 de milioane de lei. Domnul Pop, astea sunt realitățile pe care le trăim.
Sistemul ăsta de rezervă de apă, nu-i vorba că acum mi-l pun eu pe platoșul sau pe scut și defilez eu cu el. Ăsta este un sistem care trebuia făcut nu de acum. Cu mult. În momentul în care ai gândit un sistem de aducțiune la Valea Uzului, deci la 60 de kilometri de Bacău, urcând și coborând toate văile alea, automat tu măcar puteai să menții funcțional sistemul care l-aveai. Nu să-l lași să părăginească. Adică sunt niște chestiuni de bun simț. Nu... Iar eu nu am inventat acum roata și nici apa caldă. Nu e expertiză independentă? Dar cum? Păi nu, îi pun tot pe dumnealor să-și analizeze dacă a lucrat bine. 30 de zile este termenul de finalizare. În momentul în care am acea expertiză, cu certitudine vă pun la dispoziție. Și dumneavoastră și organelor de cercetare penală. Să stau să răspund în continuu despre povești care le-au făcut alții, chiar nu... Vă rog. Poftim? Cum rămâne treaba? Eu din ce știu, e procedura de... Eu n-am zis procedură de achiziție. E o procedură de selecție în baza ordonanței 109 privind guvernarea corporatistă a întreprinderilor de stat. E o lege foarte greoaie. Guvernul tehnocrat din 2016 a strâns-o și mai tare. Adică a făcut niște condiții și mai restrictive și acolo nu poți să ajungi decât dacă îndeplinești niște condiții extrem de stricte. Eu îmi doresc să găsim un suflu nou, ca să mă exprim așa, mult suflu nou în viitorul de Consiliul de Administrație de la CRAB. De asemenea, îmi doresc și un director care să fie capabil să ducă această companie și să ia decizii care, chiar dacă dor, dar să fie luate. Asta a fost una dintre expectanțele pe care le-am avut și la domnul Bejan. Să fie un director care să pună un pic piciorul în prag, să mai bată și cu pumnul în masă, să mai spună și nu. Mai te și cerți cu angajații, mai... Nu poți să trăiești într-o prietenie desăvârșită și să mulțumești pe toată lumea în contextul în care o companie nu funcționează cum trebuie. Pare rău. Că nu, acolo nu-i post de diplomat. Acolo e post de director. De om care știe să ducă în spate o întreprindere. Deci, dacă e să facem paralela înainte de 89, trebuie să fie directorul ăla care ducea fabrica în spate. De care toți se temeau și, într-un fel, toți îi recunoșteau meritele. Cam așa trebuie să fie acolo. Nu un băiat bun. Dacă nu mai sunt alte întrebări... Eu vă mulțumesc și eu, de asemenea, și în maximum două săptămâni ne vedem din nou. Vă prezint o serie de alte informații pe alte repere și sper să vă pot prezenta și atunci